Oradea reprezintă pentru mulți din primăria Constanța, respectiv pentru conducerea actuală, locul de a se inspira, da, ca bune practici. Topografie la Oradea nu se face, nu, pentru că e o clădire. Ok, n-are nevoie. Bun. N-are nevoie. Bun. În schimb, constatăm că topografia apare în contractele la Constanța în două contracte. Topografia costă 60.000 odată, 60.000 odată, 120.000 de lei. Dar eu vreau ca să vă spun un lucru. Vă rog. Pentru aceste două contracte nu trebuia studiul topo. Până în 54.000 de euro, primăria poate cam să acolo cheltuie banii cam cum vrea mușchie. La Oradea, 30 de zile. Ia uitați-vă la Constanța. 6 luni unul, 6 luni celălalt. A, păi de-aia n-avem parcări pe etaj atât de cu coară în Constanța. Că le dăm și timp și bani la oameni ăștia. Primăria Constanța plătește de aproape 10 ori mai mult niște servicii pe care poate să le facă singură. Pentru că am în organigramă, am personal angajat. Pentru că la primăria Constanța se vând terenuri în prostie. Deci în momentul ăsta ne apucăm și vindem în continuare. Vins patrimoniul orașului așa pe Temirce. Ce o să mai administrăm peste 10 ani dacă continuăm în ritmul ăsta? Are cineva vreo atitudine vehementă și activă în primăria Constanța împotriva... Vis-a-vis acestor chestiuni? Nu cred. Este strigător la cer ce se întâmplă. Așa ceva nu există în România. Domnul Tatu, nu există în România. Dar de ce s-ar face așa? Nici nu știu cum au gândit. Mie mi-ar fi fost rușine să apar cu așa ceva. Dom'le, suntem singura direcție care are un serviciu care se ocupă de vânzări de teren. Mai există nicăieri în România. Ai în instituție oameni, le iau niște echipamente și fac toate lucrările cu ei. Dacă nu, atunci desfințez serviciu și externalizez totul. Și tot eficientizez ceva. Și eficientizez ceva. Chiar cred că trebuie cumva să dezvoltăm orașul ăsta. Și trebuie să ne conducă niște oameni de bună credință. Eu l-am votat, domnul Tatu. Și ați fost în echipa lui? Și am și fost în echipa lui, da. L-ați mai votat a doua oară? Sau... Glumiți? Bine v-am regăsit la Constanța TV. Dacă e joi, e între alb și negru. Și dacă e între alb și negru, sunt și eu, Emil Tatu. Astăzi, plăcere, bucurie, onoare mare. Avem prima parcare Park and Ride în Constanța. Pun pariu că nu știați știrea asta. Costă 10 lei pe oră și te dai în ea și după aia te dai cu trenul. Și despre asta și despre multe, multe alte chestii frumoase, dar mai ales despre cum se cheltuie banii publici prin primăria Constanța, vorbim în seara asta. Mare, mare atenție la fiecare minut din emisiunea asta, pentru că o să aflați exact unde sunt banii voștri pe care îi plătiți acum stând la cozi pe la primăria Constanța și pe la ghișeele SPIT. Asta ca să vă fie bine pentru tot anul și toți următorii 4 ani care urmează. Stăm astăzi de vorbă și l-ați mai văzut pe canapeaua verde cu Cătălin Cucoară. Bine ați venit la Constanța TV. Ați lucrat în primăria Constanța, facem pe scurt un rezumat, în primăria Constanța până în 2021, nu? Da. Și bine, pe lângă faptul că pe lângă faptul că ați lucrat în primăria Constanța până în 2021, între 2020 și 2021, ați stat cam un an de zile. Nu. Nu? Nu. 4 luni jumate, 5 luni cred. 4 luni jumate, v-ați săturat repede de tot ce era pe acolo. Așa, că ați plecat, dar aveți multă experiență în spate, sunteți expert cadastrist, ați fost director tehnic al UCPI Constanța, aveți, da, o viață de privit lucrurile din spațiu, de sus. Da, am o experiență destul de bogată. Și știu sigur că știți cum e cu parcarea asta, Park and Ride. Îi spun eu Park and Ride, dar nu e nicio parcare Park and Ride de la gară, aia de 10 lei, aia în care nu parchează nimeni în afară de mine. Cum e cu parcarea asta? Păi cu parcarea asta... Are un istoric, are o istorie. Da, are un istoric. Atunci când a fost construită gara, evident că în toate orașele civilizate s-a construit și o parcare pentru autovehicole, da? Se o gândeau parcare... constructorii gării în anii 70 sau când s-a construit gara noastră, nu? Cred că mai veche este. Mai veche de 70, ok. Da, pentru că parcarea, gara a apărut atunci când a dispărut gara de unde e Baroul Constanța acum. De unde e actualul, da, exact. Bun, avem o gară, teoretic trebuia să avem și o parcare în față. Teoretic avem și o parcare, dintotdeauna a fost parcare. A. Eu mi-aduc aminte, copil fiind, era locul unde plecam sau așteptam pe cineva. Dar, să revenim însă, a fost inventariată în anul 2002 prin hotărârea de guvern 904, dar asta înseamnă că din totdeauna ea a fost parcarea gării, parcarea auto, da?
locurile de autobuze erau separat, locurile, pentru că dacă știți, acolo la gară se adună toate, inclusiv autogara, care da, o știm prea bine. Care avea cumva o extensie spre parcarea asta, pentru că erau unele autobuze care plecau da, din parcarea asta din fața. Exact. Ok. Deci în 2002, guvernul României a inventariat parcarea asta, nu? Nu. Primăria Constanța. Primăria. Ok. Primăria Constanța, pe vremea domnului Mihăieș, a făcut inventarul domeniului public. Mi-ați povestit despre asta în ediția trecută. Da. Și hotărârea de guvern privind acel inventar făcut în baza legii 213 a apărut numai în anul 2002. Ok. Și la Constanța a fost hotărârea de guvern 904. Acea parcare, cred că nu, dacă nu mă înșel, avea în jur de 3.000, 3.500, 4.000 de metri pătrați, undeva aici se învârtea. Okay. De fapt, este actuala suprafață a acestei parcări private. Dar atenție! Cum a devenit privată parcarea asta? A fost atribuită pe legea 10. Ok. Dar ea n-a fost niciodată scosă din inventarul domeniului public. Deci, okay, la acest moment... Sunt doi proprietari pe parcare respectivă, deci... Păi, odată este primăria. Prin hotărârea de guvern. De fapt, nu-i primăria, este municipiu. Municipiu, da? Și este domeniul public, deci este proprietate publică, domeniul public, da? Deci nu domeniul privat, nu nimic altceva. Ok. Bun. În mod normal sunt doi proprietari, da? Da. Deci nu mai vorbim de o suprapunere virtuală, ci de o suprapunere reală. Ceea ce mie, ca avocat, îmi sună a litigiu. Îmi miroase litigiu, adică atunci când ai doi proprietari... Cred că dacă se mergea pe latură penală, se dovedea că a fost... Nu s-a mers pe latură penală, dar când ai doi proprietari oricărei suprafețe, mai ales că sunt 3.000 de metri pătrați în fața gării Constanța. Clar, trebuia să se meargă și în continuare se poate merge, că asta nu este prescrisă. Okay. Deci nu e... Domeniul public este imprescriptiv. Cât a spus dumneavoastră în primăria Constanța acolo, parte din echipa atunci, echipa Chițac, ați adus la cunoștință primarului, noi vedeți că avem parcarea aia pe care ar trebui să o recuperăm cumva. Bineînțeles, dar scopul meu principal era acela de a face un inventar corect și real al domeniului public. E bun, și corect și real ar fi însemnat să se inventarieze încă o dată. Nu, nu, nu. Nu? Nu, pur și simplu să-l folosească. Ok. Și domnul... Și n-au dar decât ceilalți. Păi ce a zis? A zis că între timp avem autorizație de construire. Mai degrabă nu ne ocupăm de treaba asta, că avem e cineva proprietar privat. Pe românește ăla subă că merge așa. Și îi dăm o autorizație de construire și radem tot de acolo, oricum era ras tot. Construim o parcare frumoasă și strălucitoare, care e privată și care costă 10 lei pe oră. Nu știam cât e prețul, sincer, vă mărturisesc. Dacă mă aflu la București și te întorci a doua zi, plătești pentru 24 de ore 240 de lei, pentru că nu sunt și tarife de zi. Bine, nici n-ar avea de ce să fie tarife altere decât alea de pe oră, pentru că e privat. Adică privatul spune, vrei să parchezi la mine? 10 lei pe oră. Nu parchează nici dracu de principiu acolo, în afară de mine, că n-am văzut multe mașini. Dar pentru alea 5 minute 10 cât stai să iei pe cineva de la gară, te costă 10 lei. Ce să-i facem? Asta e viața. Da. În mod normal, ar trebui ca să intre primăria și să scoată tot ce înseamnă construcția acolo, în sfârșit să vadă cum cineva a primit autorizație pentru treaba asta. Păi tocmai primăria a dat autorizația. Păi, atunci să se investigheze pe singură primăria. Dom'le, de ce am dat autorizația asta? Vai, nu trebuia să dai autorizația atunci, domnul asta. Domnul primar să ia la întrebări pe cei care n-au făcut o situație juridică corespunzătoare. Respectiv pe cei care sunt la patrimoniu. Cei care sunt la patrimoniu. Și intrăm evident. Așa. Și așa intrăm în subiectul 2, că vorbeam despre cum și spuneam oamenilor încă despre una trecută că o să discutăm astăzi despre cum se cheltuie banii prin primăria Constanța. Se cheltuie și acum în domeniul nostru de experiență, nu o să spun expertiză că e greșit să discutăm despre experiență egal cu expertiză, apropo de folosit cuvântul ăsta prea greșit. Intrăm în domeniul nostru de experiență și de cunoștințe, de cum se cheltuie banii degeaba, ca să nu zic altfel, în primăria Constanța. O să rog regia ca pe ecran, ca să avem pe ce să discutăm, să avem prima poză pe care ne-a furnizat-o domnul Cătălin Cucoară și o să explicăm oamenilor despre ce este vorba. Discutăm aici avem, o să vedeți pe ecran și vedeți împreună cu noi, sunt câteva extrase din ce înseamnă regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța. Orice organizație, orice entitate are un regulament de organizare și funcționare. Adică, ca să explicăm oamenilor, fiecare trebuie să știe ce are de făcut, de principiu.
cine ce face, când face și cum face și în legătură cu cine, nu? De acord. De acord. Până aici suntem de acord. Ce vedem în ecran este așa. În imaginea 1, acolo în sus stânga, vedem că a fost aprobat un ultim regulament ăsta de organizare și funcționare pe 28 decembrie 2023. E chiar recent. Da. Nu? Avem un regulament de organizare nou. Bun. Imediat în dreapta, în dreapta imaginii sus, vedem cu ce se ocupă serviciul de topografie, o parte cadastru, din, o parte din atribuțiile. Serviciul de topografie, cadastru și cartografie digital. Ce face serviciul ăsta, domnul Cucoar? Că noi asta zici ce mai bine. Păi doar de asta aș vrea ca să vorbesc. Păi eu da. Pentru că este... Sunteți pe feria dumneavoastră. Exact. Exact. Domnule, ar trebui să facă cam de toate. De toate? De toate. Tot ce are legătură cu topografia, cu măsurătorile terestre, cu întocmirea documentațiilor, ar trebui să facă acest serviciu. Doar documentațiile topografice și topocadastrale? Atât? Da, în general astea. Și tot felul de alte planuri care mai sunt necesare pentru alte direcții. Pentru că asta înseamnă, de fapt, topografie, cadastru și cartografie digitală. Dar uitați ce frumos se numește acest serviciu. Da. Topografie. Da. Cadastru. Da. Și cartografie digitală. Știu că acolo vreau să ajungeți la cartografia digitală. Nu, ce nu e cartografia neapărat. Digitală? Deci, deci aceste trei obiecte, da, practic formează tot ce înseamnă în a executa ca produs final harta. Când vorbim de hartă, vorbim de o hartă analogică sau o hartă digitală, da? Da. Nu mai am depășit momentul ăla cu hărți analogice, da? Deci da. Acum ne le furnizează în mare parte informațiile de tip geografic. Adică de să la sperăm Google. Că la Constanța am trecut de partea de hărți analogice. Păi nu, că încă se mai lucrează pe planuri și eu sunt surprins să văd niște planuri făcute parcă bătaie de joc, alea care sunt anexate la aceste hotărâri de consiliu. Românile mai spun făcute cu curu. Mă rog, asta e doar, limbajul meu vulgar. Nu conțin tot felul de alte elemente care ar trebui să fie obligatorii pentru un plan topografic. Ok. Serviciul ăsta face așa. Identifică, măsoară, verifică terenurile care fac parte în domeniul public și privat al municipiului Constanța. Iată că vorbeam de parcarea de la gară. Cineva n-a identificat, măsurat și verificat terenurile astea acolo la gară. Păi le-au identificat în anul 98-2002, da? Și erau deja verificate și măsurate. Da. Bun. Ce mai face? Verifică, avizează planul de situație. Verifică, avizează planul de situație, întocmire, proiecte, hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică. O să vorbim și despre aprobarea vânzării prin licitație publică a terenurilor proprietatea privată a municipiului. Participă la măsurarea, verificarea, realizarea, întocmește planuri pentru imobili aflate în proprietatea municipiului. Pun în posesie persoanelor fizice și juridice care dețin terenul municipiului Constanța. Bla, 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 participă la expertize tehnico-judiciare, întocmește dosare în vederea intabulării dreptului de proprietate, atribuie certificate în nomenclatură stradală, dacă face multe lucruri. Dacă tot ați vorbit de chestia asta, întocmește. Da, da. M-ați întrebat mai devreme. Da. Deci, iată, până la urmă face și lucrul ăsta. Scrie, adică nu se ocupă doar dar de cartografie. Dar am făcut, când eram eu acolo, am făcut lucrul ăsta, da? Întocmeați dosare în vederea intabulării dreptului de proprietate a municipiului Constanța. Da. Bun. Imaginea 3, tot în stânga, avem un extras tot din regulamentul de organizare și funcționare a primăriei, serviciul de programe și proiecte de interes public, subordonat unui șef de serviciu și care face ce? Elaborează și propune spre aprobare politici, planuri, programe de dezvoltare, infrastructură tehnico-edilitară a municipiului Constanța, colaborarea cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice în vederea elaborării, întocmește caiete de sarcini implicit anexele acestuia. Pare, sună atât de bine pe hârtie, că toate compartimentele astea, inclusiv ăsta de programe, proiecte de interes public, cu serviciul de topografie, conlucrează și tot într-o sinergie așa, ia energia într-o singură direcție. Într-o singură direcție mare. A dezvoltării. Da. Adică bani și patrimoniu. De tai chi așa, da. O luăm, o mângâiem, o dăm prin toate părțile, după care o ducem spre dezvoltarea orașului. Da. Împreună cu patrimoniu. Am înțeles un pic o imagine, că în primăria Constanța avem cel puțin două structuri care se ocupă și astea sunt alea principale care trebuie să ducă orașul mai în față. Foarte. La dezvoltare. Bravo. Bun. Hai să vedem imaginea următoare. În imaginea următoare, dacă îmi permiteți un pic, vă rog, o secundă, aș vrea ca să punctez aici un singur lucru. Puține din primăriile de nivel mare al României au asemenea serviciu de topografie cu 11 angajați. De ce se întâmplă asta? Adică de ce Constanța e unul din puținele municipii? Pentru că așa e venit din trecut. E venit din trecut? Da. Deci cineva cândva a gândit că ar trebui să aibă în interior, în aparatul de... Și n-a gândit prost, din punctul meu de vedere. Ok.
Deci a gândit corect, de așa manieră încât toate lucrările să fie efectuate cu oamenii primăriei, okay, nu cu alții din afară. Pentru că asta înseamnă și o cheltuire eficientă a banilor publici. Ați văzut. Că-i cheltui pe salarii. Da, exact. Nu-i cheltui pe altceva care ar putea să eventual să mă coste mai mult. Da. Și atunci, haideți să vedem imaginea 2, dacă ne ajută regia, pentru că are legătură imaginea 2. Și o să vedeți de ce. Pentru că astea sunt lucrurile pe care de obicei noi nu le vedem. Noi nu le știm. Noi ăștia de pe stradă nu știm cum se fac toate chestiile care se fac într-o primărie. Și le spun așa pentru că așa le vedem noi. Și în primărie tot auzim. Suntem în stadiu de SF, în stadiu de DALI. Explicați-mi dumneavoastră și mie, dar pe scurt, și oamenilor care se uită la nu e domeniul meu, dar am să vă explic. Aveți prin cunoștință? Însăși chestiunea aceasta. Vedeți și pe ecran. Deci, ce e SF-ul și ce e DALI-ul ăsta? Că toată lumea zice, suntem în SF, suntem în DALI. Unde suntem de fapt? SF-ul este un studiu de fezabilitate. Deci nu e science fiction, cum îi zic. Nu, nu, okay, nu este science fiction. Și DALI este o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Adică... Sunt foarte tehnic așa. Tehnic. Practic sunt niște documentații tehnico-economice care se întocmesc în vederea construirii, refacerii unui obiectiv de interes public. Dacă vreau să asfaltez Haideți o stradă... să vedem. Iată, de exemplu, vreau să asfaltez o stradă. Okay. Dacă e o stradă nouă, atunci ar trebui neapărat un SF. Okay. Dacă e un DALI, atunci ar trebui... Dar depinde de stradă. Și la DALI s-ar putea ca să trebuiască mai multe studii, de exemplu. Dacă pentru... am strada care există, deja fac un DALI. Dacă n-am strada, fac un SF, ca să înțelegem da, mai ușor. Okay. Bun. Asta înseamnă SF, asta înseamnă până DALI. La aceste lucruri, mai avem sunt cele etap care sunt scrise în lege ca trebuind făcute de către autoritatea contractantă sau o, de autoritatea o notă locală sau o ce, notă conceptuală. Notă de regulă o face... Iată, am văzut serviciul ăla de strategii, de exemplu. Ăla de proiecte și poate strategii. Poate să facă și altă, okay, o altă direcție. Oricine, cineva care are un concept și o idee. Clar. Inclusiv primarul teoretic poate să facă o notă conceptuală, nu? Că... Nu totdeauna primarul de obicei are studii. Ce trebuie să conțină nota asta conceptuală? Nu cumva e doar ideea, nota conceptuală? Nu, nu, nu. Nu. Trebuie să conțină câteva chestiuni legate, elemente, da? În care să se fie evidențieze datele preliminare necesare implementării proiectului. Deci asta e cu nota adică, conceptuală. Pe scurt, mi-a venit o idee. Da, mi-a venit vreau o idee. Vreau să fac ceva. Și după aceea, tema de proiectare aceea este... Mi-a venit o idee, cum o pun în practică, da, ce am care exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale. Okay. Da? Mi-a venit o idee și care sunt beneficiile ei, exact, în principiu, că mai e tema de proiectare. Asta e etapa 1. Asta da, trebuie să facă compartimentul ăsta de proiecte din primăria. Da, sunt situații când se mai face un studiu de prefezabilitate, cum se vede în schema aia. Da. Și după aceea urmează acest studiu de fezabilitate sau DALI. Da? Sau DALI. Ok. Acolo intervine studiul de fezabilitate și DALI-ul. Orice proiect de genul ăsta, orice invenție, orice notă conceptuală, poate să se oprească la acest stadiu. De sau ce poate s-ar să opri continue la acest stadiu? Se poate opri. Păi da, de ce s-ar opri? Păi iată, de exemplu, studiul de fezabilitate evidențiază faptul că în urma unui studiu geotehnic există niște izvoare sub o construcție care se dorește a fi făcută în locul respectiv. Și atunci schimbă total datele proiectului. Da, există, dumneavoastră, din câte ați văzut până acum, există studii de fezabilitate sau DALI-uri din astea? Nu, n-am care văzut să zică, domnule, nu. Nu. Nu e bun locul sau nu e proastă ideea? Ce sau? Se întâmplă? Cam orice lucru este posibil în ziua de astăzi, de realizabil. Da? Okay. Avem tehnologie, avem procedee, avem aparatură, avem tot ce ne trebuie bun, ca să facem ceva dacă ne dorim. Dar da? Studiile astea de fezabilitate nu cumva ar trebui să vadă și dacă este fezabil un anumit proiect? Adică de aceea se numește așa. Fezabilul nu înseamnă neapărat că este posibil din punct de vedere tehnic. Clar. Fezabil înseamnă și că are un folos concret pentru... Este absolut obligatoriu. Că el este cu folos economic, că el este folos social, de agrement sau de orice altfel, trebuie să am aceste studii este, de fezabilitate. Da. S-a întâmplat care, vreodată care din... stabilește niște indicatori și niște sume care ar trebui necesare întocmirii sau realizării acestui proiect. Ca să nu fie proiect prea mare costul pentru beneficiile pe care le aduce categoric sau prea mic pentru nevoile societății respective. Bun. Și atunci, ați văzut vreun SF din ăsta, oriunde, care să spună, domne, ideea asta de a face un stâlp în mijlocul bulevardului întâi mai exemplu, că vine vreunui primar vreodată ideea, nu e bună? Adică, e eu n-am SF întâlnit așa spună, ceva, domne, dar nici n-am urmărit vreodată. Deci, teoretic, SF-ul cu DALI-ul sunt niște birocrații, le bifăm. Da, da,
sunt chestiuni prevăzute, niște normative și trebuie făcute. Am înțeles. Bun. Deci vrem, nu vrem, ca să ajungem la un proiect de execuție. Trebuie să avem Daliu și SF-ul. Bun. Mă scuzați, Daliu, vă rog. Și SF-ul. Are Primăria Constanța oameni cu specializare și cunoștințe suficiente, din ce ați văzut dumneavoastră, să-și facă singură SF-urile și Daliurile? Și dacă da, timpul e mai scurt de realizarea unor SF-uri și Daliuri prin oamenii proprii decât prin servicii de afară? Păi cred că dacă vrem să fim eficienți, sau mă rog, dacă primăria ar vrea să fie eficientă, ar trebui să-și aducă specialiști exact și pe domeniile acestea. Dacă nu, eu cred că există oameni. Domnul primar spunea la începutul mandatului, în 2020, fiind întrebat la un moment dat, când mai răspundea la câte o întrebare a presei, când o să vedem prima parcare supraetajată în Constanța, spunea așa că de la prima literă pe o hârtie despre o parcare supraetajată și până la inaugurare, trebuie să treacă 400 de zile. Până în momentul ăsta au trecut 3 ori 365, peste 1000 de zile și nu avem în Constanța, în acest mandat, o parcare supraetajată. Se poate asta datora și faptului că în Primăria Constanța nu se fac aceste documentații necesare, SF-uri și Daliuri, în interior? Posibil. Ok. Este foarte posibil ca... Da, o să vedem imediat de ce nu se fac, de fapt, SF-urile și Daliurile. Haideți să mergem la poza următoare. Aici este foarte interesant și vreau să fiți foarte atenți în continuare la ce avem să vă spunem, pentru că o să rămâneți cu gura căscată, cu buzunarele goale ați rămas oricum, dar o să vedeți cum se umplu ale altora. Și uitați-vă cu atenție mare pe ecran, pentru că ce avem noi aici, ce avem noi aici? Ce avem, domnul Cucoare, aici? Păi ce avem? Avem două, un liceu și un colegiu. Da. Un colegiu de la Oradea. De la Oradea, orașul ăla construit frumos și care ni se dă nouă drept exemplu de fiecare dată. Deci, Oradea e mai mică, Constanța, dar are o creștere în ultimii ani spectaculoasă. Iar Oradea reprezintă pentru mulți din primăria Constanța, respectiv pentru conducerea actuală, locul de, hai să nu fiu rău tăcios, pelerinaj, ci locul de a se inspira, da, ca bune practici. De aceea am zis, hai să ne uităm puțin la ce se întâmplă în altă parte. Și să știți că am descărcat foarte multe date și de la alte primării, nu doar de la Oradea. Dar asta e reprezentativă. Similar, ca să vedem ce se întâmplă comparativ cu alt loc. Ce am constatat? În stânga. În stânga avem un contract de servicii, de prestări de servicii, da? Pentru întocmirea unui Dali la un liceu mare, liceu Eminescu, care are niște clădiri cu suprafața construită la sol, aproape similară cu cele trei construcții care le are Constanța la liceul Dimitre Leoneda. Liceul Auto pentru liceul Auto. Deci în stânga avem un contract de servicii pentru un Dali din Oradea. Exact. Și în dreapta avem două contracte care două se referă contracte. Două. Da, atenție două. Mare. Două contracte, tot pentru Dali. Tot pentru Dali. Tot pentru Dali. Dar de data asta mai intervine o chestiune. O să o explicăm mai încolo. Dar două contracte, explicăm imediat. Două contracte care se referă la același liceu Auto. Dar de ce sunt două contracte, domnul Cucoare? Bă, unul este pentru un internat. Ok. Te observ. Unul este pentru liceu. Unul pentru creșterea, eficientizarea, în sfârșit, tot felul de povești. Eficientizarea. Dar eu nu o să mă leg de Dali în sine. Nu, că nu ne legăm aici de Dali. Nu-i domeniul meu de specialitate. Ne legăm de bani. Da? Ne legăm de bani. Ne putem lega de bani, dar eu aș vrea ca să mă leg în primul rând de chestiunea aceea legată de topografie, știți? Ok. Că mi-a sărit în ochi. Ok. Dom'le, cât costă la Oradea topografie? Nu, la topografie la Oradea nu se face. Nu pentru se că e o clădire. Ok. N-are nu, nevoie. Bun. Nu are nevoie. Bun. În schimb, constatăm că topografia apare în contractele la Constanța în două contracte. Ok. Și dacă vă uitați la suma și la studiul topo... Da. Studiul de teren, studiul topografic, total, în unul dintre contracte costă 59.500 de lei TVA, cu tot cu TVA și în celălalt la fel.
și în celălalt contract la fel. La fel. Și acum, dacă mergem mai departe, vedem și ce anume trebuie să prezinte ca studio top. Ok. Că de aici m-am sesizat. Păi iată, bună oară, un memoriu tehnic. Da. Apoi un inventar de coordonate, rețea de sprijin. Ok. Inventar de coordonate, deci memoriu tehnic. În memoriu tehnic treci operațiunile topografice care au fost făcute pentru întocmirea unui studiu topo. Atenție! Da, dacă mi-aduc eu aminte, în serviciul de cadastru, topografie și aveau măsurători, digitală, da. Deci de aceea vreau să vă zic că trebuiau să facă lucrul ăsta, da? Ar fi putut să facă lucrul ăsta. Okay. Dar ca să poată face, trebuie în primul rând niște instrumente. Și n-au instrumente oamenii din Primăria Constanța? Păi îi lăsasem pregătiți cu cumpărarea unor instrumente. Unele din ele au fost cumpărate, dar nu toate. Și ele stau degeaba? Și... Păi au o singură stație totală, din câte știu eu, și aia destul de veche. Și nici programe, și nici nimic. Putea Primăria Constanța să-și facă studiile astea topo singură? Era suficient să cumpere două GPS-uri eventual și încă o stație totală. Erau mai scumpe decât să dea banii ăștia 59, 60 de mii cu 60 de mii, 120 doar, de mii doar pentru două contracte. Asta e doar pentru două contracte. Păi, cred că cu unul rezolvau toate echipamentele. Dar avem multe alte contracte. Câte aici contracte mai exact? Ați observat câte contracte s-au făcut? Păi m-am uitat în ultimii 3 ani. De curiozitate. Și am identificat 43. 43 de contracte doar cu topografie? Care au și cu topografie. Deci 43 de contracte. Valorile lor sunt cumva aceleași pe partea de topografie? Variază. Între 20.000 de lei și... 59.500 de lei. Cam acolo se oprește maximul la topografie. Bun. Dar haideți să mergem mai departe. Topografia costă 60.000 odată, 60.000 odată, 120.000 de lei. Dar eu vreau ca să vă spun un lucru. Vă rog. Pentru aceste două contracte nu trebuia studiu topo. Pentru că e vorba de clădire. E la fel ca la Oradea. E la fel ca la Oradea. Unde nu avem studiu topo. Topo am nevoie doar pentru teren. Când e vorba de teren. Și atunci de ce fac studiu topo? Păi și eu m-am întrebat. De ce fac studiu topo? Păi și răspund tot eu? Ar trebui să răspund de cei care fac caietele de sarcini. De ce s-a făcut studiul topo la clădirii Primăria Constanța? Ca să se dea bani? Apropo, nu banii ăștia, din câte știți dumneavoastră, sunt cu licitație publică? Nu, asta e licitație directă. Nu licitație directă sau atribuire directă? Atribuire directă. Atribuire directă? Atribuire directă, da. Ce surpriză! Da. Atribuirea directă, din câte știu eu și mi-ați arătat și dumneavoastră, e tot ce înseamnă contract pe care primăria poate să-l facă fără licitație și alte formalități prea multe, are decât până niște la birocrație? Suma maximă de 270.000 de lei. 270.000 adică și până în 54.000 de euro, primăria poate cam să acolo cheltuie banii cam cum vrea mușchiei. Da. Da. Cam așa ceva. Păi depinde, că astea trebuie să aibă un rezultat. Mă simt ca în fabula lui... Trebuie să vedem despre Toma Caragiu, când am găsit altă rimă. Bun. Deci n-au găsit altă rimă și poți arunce 54.000 de euro. Haideți să nu zicem 54, că poate că parte din... Deci aici am văzut... Să adunăm la astea două. La astea două contracte. Primul are 296.000 de lei. Adică 600.000 de lei. 600.000 de lei și al doilea are 308.000 de lei. Nu, cu totul, 600 cele două. Cu totul sunt 600.000. Din care TVA? 100 și... Fără TVA cât sunt? Cu tot cu TVA. Nu, da, cu tot cu TVA sunt 600.000. Da. Fără TVA 500.000. 500.000. Împărțit la 2 înseamnă cam 250 pe contract. Opa. Dar nu că scrie suma. Da, da, da. Fără TVA 249 și 259. Da. Fix. Ce coincidență sub limita de achiziție directă. Da, în cazul ăla, da. La ora de cât a costat? Păi scrie acolo, 70.000 de lei. Nu pot să cred. Deci Oradea dă pe un studiu, dar vă pot arăta multe altele în țară făcute. La fel de scumpe sau mai ieftinuțe? Păi la Primăria Sectorul 2 am întâlnit una cu 40.000 de lei. O documentație din asta. Care nu are serviciu de topografie. Deci fără topografie. Nu are deloc serviciu de topografie, da? Deci primăria în organigramă nu are serviciu de topografie, cadastru și cartografie digitală. Ca să tragem o linie, să tragem o concluzie, să fie... Ați înțeles? Primăria Constanța dă 600.000 de lei. Haideți să nu zicem că toți sunt banii care sunt nejustificați, să zicem. Sau mă rog, nu, mai plus. Sunt restul și parandărăt. Că... Na. Nu putem să vorbim așa ceva pentru că nu avem probleme.
600.000 de lei dă primăria Constanța pentru un același obiectiv că liceul auto ca să-i facă ce-i face, în timpul ăsta Oradea dă doar 70.000 de lei. Aproape de 10 ori mai mult dă primăria Constanța. Păi nu zicea bine Băsescu? Da, haideți să vă mai arăt un lucru. Haideți să vă mai arăt un lucru interesant. Care? Uitați-vă la durată. La Oradea, 30 de zile. Ia uitați-vă la Constanța. 6 luni unul, 6 luni celălalt. A, păi de-aia n-avem parcări spre etajate de cu coară în Constanța. Că le dăm și timp și bani la oameni ăștia. Ce frumos era dacă se făceau doar de primărie și să dispună domnul primar prin dispoziție. Până pe dată, cum am pățit și eu, okay. Până pe data de domnul Cucoară trebuie să facă măsurători și așa mai departe. Și le-ați făcut? Bineînțeles. Deci se poate. Și le-am dat. Deci se poate. Deci când am plecat din primăria Constanța, am lăsat documentațiile făcute. Inclusiv cu vorbe făcute la toți cetățenii care trebuiau să cedeze suprafețe. Fiecare știe exact. 3 metri pătrați, 20 de metri pătrați, 40 de metri și așa mai departe. Deci puteau, ar fi putut prin dispoziție, domnule, dar oamenii trebuie așezați în organigramă în funcție de specialități. Primul lucru. Da. Adică, sau dacă, amestec, dar la serviciu, nu-i amestecăm. Nu? Nu. Deci ăla care e inginer constructor, care e inginer hidrotehnist, îl bagi să face proiectul. Celălalt care e topograf, îl lași la topografie. Și celălalt care scot și împreună toți scot un document. Că e Dali, că e SF, că e tot ce trebuie. Că e orice trebuie. Și nu mai dau de 10 ori, de 10 ori. Dar nu dau niciun aproape. Ban și nu mai plâng. Că stau 3 luni de zile. Că nu mai dau, că îi dau deja salariul omului respectiv. Și nu mai stau 6 luni de zile. Și ce business frumos era pentru primărie, vă dați seama? Da. Adică ce business aș fi făcut, domne? Ieșeam și ziceam, uitați primăria. Am economisit niște sute de mii de lei. Da. Pentru că deja plăteam salarii oamenilor din primărie. Lucru care se întâmplă în alte primării, să știți. Care n-au serviciu de cadastru. Și își fac singur documentațiile cadastrale. Și își fac singuri intabulările. Pe cum și le fac fără serviciu de cadastru? Pe că m-au unul, doi topografi. Unul, doi. Lucrează. Și e de ajuns. Ca să-ți inventariezi și-l faci inventarul. Dăm în bâlbâială. Deci, oameni buni, primăria Constanța plătește de aproape 10 ori mai mult niște servicii pe care poate să le facă singură. Pentru că am în organigramă, am personal angajat. Acolo sunt din 11 oameni, 7 i-am identificat eu ca fiind cu studii de specialitate. Am nevoie de mai mulți ca să pot să fac treaba? Nu, sub nicio formă. E supradimensionat, sunt prea mulți 11 și se calcă pe călcâie și de aia nu fac? Pentru atribuțiile din ROF sunt suficiente. Bun. Dar nu vreau să termin fraza asta. Primăria Constanța dă de aproape 10 ori mai mulți bani pentru ceva ce poate oricum să facă singură și pentru un timp de 6 ori mai mare decât primăria Oradea. Votați Virgil Chițac. Aveți încredere. Cum așa ceva, domnul Cucoar? Nu, eu l-am votat, domnul tatu. Și ați fost în echipa lui? Și am și fost în echipa lui, da. L-ați mai votat a doua oară? Sau... Glumiți? Nu, chiar vă întreb. Nu. Bine, am fost păcălit de multe ori la vremea mea, așa că, la viața asta, așa că încă unul în plus, în minus, nu-i nicio problemă. În sfârșit, nu contează asta. Important este ceea ce reușim să facem pentru a ne fi nouă tuturor mai bine. Tuturor mai bine înseamnă să fim atenți inclusiv la astfel de lucruri. Noi nu avem cum să fim atenți și nici presa din Constanța nu poate să fie atentă la astfel de lucruri. De-aia e bine că oameni ca dumneavoastră care aveți o experiență și numai pe asta vreau să mă aleg. Numai topografie. Numai pe topografie. Nu vreau să mă aleg de altfel. Că mergem adiacent în SF-uri și în daliuri, e altceva. Da. Dar experiența dumneavoastră v-a arătat și v-a semnalizat toate aspectele astea. Păi, când le-am văzut, nu-mi venea să cred. Și e bine. Eu vă rog deja să mă credeți. Am zis, domnule, de ce trebuie studiu top? Dar uitați-vă acolo. Dumneavoastră ați blurat în imaginile astea pe care ni le-ați dat, da, numele firmei. Da, am zis că ca să nu... E aceeași? E aceeași firma, da. Păi sunt câteva firme cu care s-au făcut toate. Deci nu vă imaginez, dați că da. Sunt firme diferite. Nu, sunt vreo 4 firme cu care se lucrează. E o firmă cu sediu în strada Frunzelor numărul 162. Mi-a scăpat. Care a încasat în 2023 prin achiziție directă. Nu, adică mult mai mult. În astea două contracte. În astea două 600.000 de lei. Dar mai sunt și alte. Păi nu, da, știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut tare mult, tare mult.
documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor. Costă 20.000 de lei. De ce costă 20.000 de lei o documentație? Ce înseamnă documentație pentru obținerea vizei și acordului? Nu cumva e doar o cerere de aviz și pui aceleași documente în spate? Se pun anumite studii, iată cum e, să zicem, un studiu de trafic. Okay. Sau un studiu... Și îl face firma? Firma sau îl ia deja din primărie? Nu, îl face firma, studiu de trafic. Studiu de trafic la ce? La căminul liceului auto? Nu, la căminul trebuia, sunt alte studii. De zic, de ce costă 20.000 de lei? Imaginați-vă că atunci când trebuie să facem un drum. Da. Sau vrem să facem o construcție, avem nevoie de un studiu geotehnic. Bun. Dar eu vă întreb la asta, la căminul liceului auto și la clădirea liceului auto. Mi-e greu să ce fac. Înseamnă o documentație pentru obținerea vizurilor și acordurilor? Nu vreau ca să intru, chiar dacă știi, nu este principial ca să vorbesc. Oricum costă 20.000 de lei. E bine să vă apucați, oameni buni, să vă faceți afaceri prin care să fiți antreprenori. Și să învățați să faceți documentații pentru obținerea vize și acorduri. Câștigați 40.000 de lei numai de la Primăria Constanța în două contracte. Păi ne facem antreprenori, ne învățăm tot să facem așa ceva, domnul Cucor. Primăria Constanța oare poate să facă două astfel de documentații? 400 de mii, nu 40. Nu, 40. Doar pentru bucățica de documentație de obținere. Nu, că și celelalte dacă... Da, avizarea lucrărilor de intervenții, 189.000 într-o parte și 179.000 în partea cealaltă, 400.000. Dumnezeule. Nu, stați liniștit. Dumnezeu, mă scuzați că m-am blocat în subiectul ăsta. 600.000 de lei, peste 100.000 de euro. Dacă ați vedea câte lucruri sunt acolo care s-ar repeta la toate. Dacă le-am luat numai pe astea două documentații, veți vedea că aproape sunt trase la indigo una cu cealaltă. Una cu cealaltă, da. Dar se încasează bani de două ori. Da. În condițiile în care toate informațiile care se regăsesc acolo ar trebui să se regăsească în acel GIS de care v-am pomenit eu rândul trecut. Da, îmi spuneți un sistem. GIS. Deci GIS-ul ăsta practic nu e nimic altceva. Ce decât e GIS-ul ăsta? GIS-ul ăsta practic e o hartă digitală în care încarc această hartă cu tot felul de informații. Un fel de la... cum sunt jocurile astea de calculator pentru tineri acum, cum sunt aia cu familia Sims, nu? Cu Sims. Nu știu cum arată. Că totul se simulează probabil. Și totul e așa, te uiți de sus și vezi tot ce are acolo. Ei, are un copăcel, are o băncuță, are o canapeluță. Deci topograful vine și face harta și face o limită de imobil la fiecare, unde începe să o populeze cu tot felul de informații. Cu brețele edilitare, cu construcțiile care sunt, de câte tipuri sunt, cu informații legate de urbanism. Sună foarte frumos, asta înseamnă informații... că teoretic pot să conduc un oraș de pe o tabletă. Mă uit în GIS, văd exact tot. Să știți că lucrul ăsta... Și am văzut acum, cred că noi, după ce am avut noi emisiunea, cineva s-a uitat. Primăria Constanța a trimis o chiar în luna noiembrie, cred, o... cum îi zice? Cerere? Nu. Un ceva. Un studiu privind costurile unui GIS. Dar ce n-au înțeles ei, deși eu le-am comunicat în sfârșit și am și probe în sensul ăsta. Faptul că GIS-ul nu constă decât într-un program informatic. De obicei, o firmă serioasă, precum ar fi Constanța, dar Constanța are un program, un ArcGIS, pentru că domnul Făgădău, care știa un pic cu ce se mănâncă chestiunea aceasta și aflase de la postul arhitect șef, a cumpărat niște programele. A început să facă GIS-ul, numai că n-a avut nici timpul necesar și nici suficienți oameni care să se preocupe de chestiunea aceasta. De popularea GIS-ului, efectiv. De popularea GIS-ului. Și unea trebuie să-i spună să facă niște proceduri. Exact. Este niște normative. E o hartă goală GIS-ul. Da, dar GIS-ul ăsta trebuie încărcat cu tot felul de alte date. Adică cei de la salubrizare să transmită datele, cei de la topografii să măsoare, cei de la termoelectrica sau, mă rog, termoficare sau oricare, trebuie să transmită toate datele unui serviciu, acestor oameni care s-ar ocupa și ar încărca această aplicație. Ce asta înseamnă că am popula această hartă? Constanța înțeleg că n-are în momentul ăsta așa ceva. Nu. V-am spus, a fost o tentativă. A fost o tentativă făcută pe vremea lui Făgădău și îl felicit pe chestiunea aceasta. Deci omul era vizionar. Un vizionar, da. Deci, am vrea și nu știam, doar că tace ca mortul în păpușoi în momentul nu ăsta. Contează. Da. Deci
Eu am găsit când am ajuns în primărie această chestiune. Și am fost foarte încântat. Era când ați plecat? Păi n-avea cum să mai fi făcut ceva și sunt convins că nici la vremea actuală. Deși acolo sunt în primărie doi oameni care cunosc foarte multe lucruri despre această chestiune. Sunt ei folosiți? Nu cred că sunt folosiți. Mele exploatați? Nu, nu cred că sunt folosiți. Astfel încât să putem să avem așa. Nu cred, eu aș fi folosit cu adevărat. Mi-ați adus niște imagini și vreau să trecem la imagini următoare. Prin care îmi demonstrați la ce folosește un GIS, de fapt. Exact. Deci, ce avem aici? Păi avem un GIS făcut la Brașov, da? Brașov are GIS. Dar nu multe municipii mari au GIS. Da? Da, sigur. Numai că mi s-a părut mai interesant așa structurat la Brașov. Vedem aici faptul, diverse câmpuri, se pot da, vedea. Deci și prin faptul că poți sesiza tu ca o persoană fizică. Deci ce vedeți în prima... Aplicațiile alea de sesizări care la Constanța nu funcționează niciodată, la alții funcționează așa. Așa. Deci... Ce avem acolo în prima imagine? Dacă... Deci aici de... se referă la faptul că există niște sesizări făcute de anumite persoane. Și uitați, în imaginea asta mică de acolo de sus... Deci în dreapta este setat... Sunt toate câmpurile vizibile. Amenajare da. Rutieră, semnalizare rutieră, deci parcări trebuie publice. Deci o persoană trebuie numai să se uite acolo. Parcări, zone verzi, mobilier urban, da. Distrugeri pe domeniul public, salubritate, depozitări de deșeuri, probleme de mediu, deci zero plastic în pădure. Exact. Selectează acolo și scrie undeva pe harta aia, dacă ești primar sau ceva, orice în primăria Brașov, vezi pe hartă. GIS-ul ar trebui să-ți dea un raport exact. În funcție de timp. Dom'le, vreau să văd în ultima să plec în concediu. Ia să vedem ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Și aici iau pe fiecare la întrebări. Aici vedem un incident, transport public. Bună ziua, mesaj de la cetățean. Bună ziua, în stația Bulevardul Gării, autobuzul cu numărul 25, la ora 23:16, nu a venit conform programului din stație, și de pe site-ul RAT Brașov S.A. Introdus la data, număr incident, totul este absolut informatizat. Ce frumos! Și am cunoștință despre tot ce se întâmplă. Jos, avem încă una. Avem așa, incident, zone verzi, mobilier urban. Mesaj de la cetățean. Bancă ruptă în stația RATBV de la gară. E dată și ora și minuta. Ora, minutul 15.12.2023, la ora 9.32. Să sperăm că la Brașov, în parcul gării, s-a reparat acea bancă. Iată de ce în Constanța... Durează foarte mult de la ruperea băncii. Dar căzut, au fost vârfurile. Au căzut copacii. Cui să-i semnalez? Spuneți dumneavoastră. Păi eu nu știu. Eu am avut niște găuri în fața blocului. N-am avut cui să-i spun. Lucram în primărie și am spus, vă rog, veniți dumneavoastră și astupați găurile. Au venit după vreo două săptămâni. Pentru că nu avem un sistem informatic. Și pentru că cineva n-a primit ordin, da? Că și chestiunea asta este... De sus în jos, da? Okay. Bun, haideți să mergem tot cu GIS-ul ăsta la Brașov, că e interesantă chestiunea. Mai vedem ceva din GIS-ul ăsta? Da. Mai vedem ceva interesant? Cu ce se mai vede în GIS? Imaginea următoare. În imaginea următoare vedem ce? Astea aici sunt înscrise coșurile de gunoi și platformele de deșeuri, menajere. Asta înseamnă că primăria Constanța să aibă o evidență clară a tot ce înseamnă bravo. Domeniul public. Ia uitați ce frumos este trecut privat. Platformă când a fost făcută. Data amplasare. 27.10.2019. La ora 10 seara. Ce dimensiune are asta? 4,5 pe 3,32 pe 2,03. Chiar nu, e prea precis. 32 în sfârșit. Credeți că dacă vreun viitor candidat la primăria municipiului Constanța pune pe tapet un astfel de proiect, în sensul că vrea să implementeze un GIS? Păi primul lucru de aici trebuia să plecăm. Și atunci n-am mai fi avut situația cu gara, da? Pentru că eu aveam situația, nu eu, mă rog, eu primarie, da. Primăria, da? Are situația cu tot ce înseamnă domeniul public și privat, prima dată. Și știam. Ce și era public, domnul Tatu, era public. Putea să vadă orice cine. Nu mai îmi permiteam să vând terenuri. Pentru că la primăria Constanța se vând terenuri în prostie. Deci în momentul ăsta ne apucăm și vindem în continuare. Modus operandi creat acum 20 de ani se transmite și în zilele în care trăim acum, în 2024. Este inadmisibil. Vinzi patrimoniul orașului așa pe temirce. Ce o să mai administrăm peste 10 ani dacă... Continuăm în ritmul ăsta. Și vindem absolut toate. Să vedem și imaginea următoare, că tot în imaginea următoare vedem tot ce mai vedem într-un GIS. Da, 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 tot de la Brașov. Detalii arbor. Astea sunt din registrul
de spații verzi care este suprapus cu toate celelalte. Integrat în GIS-ul respectiv. Integrat în GIS-ul respectiv, tot din zona Gării. Da? Și știm că în zona Gării există un castan acolo, lângă Bulevardul Gării. Da, o, fiecare comișor este inventariat într-un astfel de, de inventar. Da, au încercat și cei de aici de la Constanța. Da, avea un registru al spațiilor verzi undeva prin 2020 în biroul lui Decebal Făgădău, mi-a arătat. Da, numai că n-a fost finalizat, n-a fost foarte bine făcut în sfârșit. Hei bun, și în Constanța din 2020 încoace, registrul spațiilor verzi a rămas abandonat într-un setar? Că mă gândesc că s-au dat bani și pe el. E greu să vă spun. Domnul Constantinescu vroia să facă o plângere împotriva acelui executant. Domnul Horia Constantinescu. Domnul Horia Constantinescu. N-am mai eu am încercat să domolesc puțin problema, dar n-am. Am zis, domnule, o să corectăm, o să se facă, dar asta e situația. Am plecat, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu știu. Bun. Dar nu apare nimic public. Nu vedem niciun GIS, niciun registru de spațiu verde, nu vedem nimic. Da? Noi vedem, cel mult vedem într-o aplicație a Primăriei Constanța, care teoretic seamănă a GIS, vedem cumva locurile de parcare alocate, nealocate sau în curs de alocare. Că există o astfel de aplicație la nivelul Primăriei Constanța. Eu n-am văzut-o. Am văzut-o, dar nu funcționează. N-am adică văzut-o, vă spun faci acolo sincer. Niște cereri, scrii ca prostul niște lucruri și nu ți se întâmplă nimic. Să știți că la cei de la Brașov apar toate chestiunile acestea. La noi... Deci dacă acolo am fi căutat parcări, le găsim toate parcările publice și private. Adică, scuzați-mă, rezidențiale. Rezidențiale. La Constanța nu avem decât această aplicație. Da, sunt multe, în multe situații. Și la București, în marea majoritate locurilor. Bun, haideți să vedem ce am mai văzut dacă vedeam acest, dacă aveam acest GIS și discutăm despre o situație foarte particulară în Constanța, că tot discutăm despre vânzările de terenuri din orașul Constanța, la care au început să se mai opună așa, mai moale, mai tare, ba, useniștii. E tragic doar ei. Că doar mai bine se... Doar ăștia micii săracii de dar la USR. Dar nu, ar trebui să fie mai vehemențe. Hai să vedem imaginea următoare, să vedem exact pentru ce a fost un mare scandal la un moment dat. Nu asta, nu. A, ba da, și asta e foarte interesantă. Pentru că ăsta este un exemplu. Asta e un exemplu de bune practici și un exemplu de responsabilitate în ceea ce înseamnă dezvoltarea urbanistică. Și dezvoltarea urbanistică a orașului. Vedeți aici în comparație cum arăta un câmp în Oradea. Am luat tot Oradea ca model. Exact. Era un câmp în Oradea în 2004, câmpul ăsta din Oradea din 2004 și avem în lateral Constanța. În 2004 un alt câmp din Constanța din 2004. Da. Vedem cum au evoluat 2023 în Oradea și în Constanța. Constanța e tot un câmp, dacă e populat cu niște case și cu niște... Dar nu ăla e lucru cel mai important, ce ultima imagine. Ia uitați cum arată străzile în Oradea și uitați-vă cum arată în acea zonă. Cum arată în Oradea vedem mai rar, dar cum arată în Constanța știm atât de bine cum arată străzile. Și e clar că în Oradea s-a dezvoltat altfel câmpul respectiv decât în Constanța. Vedeți, oameni buni, de ce pierdem noi trenuri din astea odată la 4 ani și vă spun să deschidem naibii ochii? Și asta e numai din cauza autorității care conduce. Da, și din cauza sau toți. datorită autorității la Oradea. Acolo, da, și din cauza. Din cauza autorității la Constanța. Hai să mergem la imaginea următoare pentru că mă interesează foarte tare. Vedeți un chenăruț, un chenăruț albastru. Știe cineva despre ce e vorba? Nu. Că și eu nu aveam niciun fel de habar până nu mi-a arătat domnul Cucoară. Ce cu chenarul albastru, domnul Cucoară? Ce da, e forma aia? Da, e o situație foarte interesantă. Triunghiular, așa. E o suprafață de teren care a fost inventariată la un moment dat în proprietatea publică a OAT-ului, domeniu privat. Da. Privat e ăla cu care, teoretic, autoritatea poate să facă ce vrea ea. Cam așa ceva. Ok. Ca să înțeleagă oamenii. Bun, la vremea respectivă nu era inventariată în nicăieri, în 2020. Ce cu triunghiulețul ăla, domnule? Și în 2020 niște domni din primărie, tot din subordinea domnului primar, au venit și au zis, domnule, e un domn acolo, vedeți că e un număr e o așură, acolo. E o așură galbenă, da. Unde se poate vedea un loc care fusese puțin excavat. Da. Vedeți? E o, da, o groapă, e o groapă, da. Are un teren privat. E un teren privat, da, nici nu are importanță. Omul vrea să-și facă o casă acolo. Și în buza falezei. Mă rog, da. Nu stăm să analizăm acum buza falezei, în sfârșit. Și nu putea, și nu putea să obțină autorizație de construire pentru că, vezi, doamne, n-avea acces la domeniu public. Deci proprietate publică, domeniu public, da?
Și eu am venit cu propunerea, domnule, haideți să îl inventariem în domeniul public. Bucățica asta albastră care vede. Da. Nu vreți să vă imaginați ce, un ce ping-pong a existat în primăria Constanța pentru o bucățică de 79 de metri pătrați. De ce e importantă bucățica de 79 de metri pătrați? Păi de ce era? Nu putea să-și construiască, domnul. Și omul săracul aștepta de ani de zile să vină să-și construiască ceva acolo. Săracul. Și nu-i dădea autorizație de construire pentru că, vezi, doamne, n-avea acces la domeniul public. Păi n-avea acces la domeniul public. Și atunci, ca să nu-l inventariem într-un final, s-a găsit soluția. S-a aplicat aceeași formulă care s-a aplicat cu mulți ani în urmă. Același modus operandi din anul 2002, care v-am spus că continuă și în prezent, respectiv întregire de proprietate. Ce e? Întregire de proprietate? Întregire de proprietate. Eu așa recunosc că nu prea am auzit termenul ăsta de întregire de proprietate. E o sintagmă frumoasă. Când am terminat eu cu 18 ani în facultate, nu aveam în... A fost inventată între timp. Și s-a întregit această proprietate la domnul care are proprietatea în dreapta. Adică s-a scos la licitație terenul. Da, dar avea drept de preemțiune, că vezi, doamne, era vecin. Da. Și l-a cumpărat. Și l-a cumpărat. Da. Și uitați cumva așa. E afectat, sunt afectați cu eficienții. Nu știu, terenului? Mi-e greu să vă spun. Cred dar că de da. Principiu creșterea suprafeței afectează coeficienții de ocupare. Poate, de... poate să afecteze. Adică dacă vrea să-și facă o locuință, poate să-și facă un etaj în plus eventual cu aștept 79 de metri. Mi-e greu să vă spun, da, posibil. Da. Bun, de ce e neregulă să facem lucrurile astea? Că oamenii păi poate de ce e neregulă? N-ar fi fost mai simplu să-l inventariem în domeniul public și nu-l mai scotea nici naiba din domeniul public. Și ce făceam cu el în domeniul dacă e exact situația de la gară. Ok. Niciodată n-au mai încercat ăștia să scoată acel teren din domeniul public. De ce? Aș de vrea ce? Să văd care este scoaterea din uz a suprafeței respective. Că așa spune la lege. Că își pierde sau poți trece din domeniul privat în din domeniul public în domeniul privat sau altfel atunci când iese din uz. Păi, doar dacă se crapă, vine un cutremur sau ceva, căzut cu aleza, cu totul. Da, atunci așa a pierdut uzul. Dar până un alt, un teren, cum poate să iasă din uz? Până la urmă s-a vândut terenul ăla. Da, clar. Bineînțeles că s-a vândut. Pentru că la ăsta nu s-a mai opus până la urmă nici măcar USR-ul. Nu, nu s-a... Nu. Nu, pentru mine e surprinzător că USR-ul nu are o atitudine mai vehementă, mai activă, mai... Da, are cineva vreo atitudine vehementă și activă în primăria Constanța împotriva... Vis-a-vis acestor chestiuni? Nu cred. Nu. Nu pentru că, nu știu, gândesc că fac bine la oameni sau așa mai departe. Dar nouă tuturor... Uitați, acolo, la, pe acel teren, dacă rămânea în public, blocul de alături putea să aibă două, trei locuri de parcare. Și așa nu au locuri de parcare. Așa o să aibă doar domnul care deține acel teren, niște locuri de parcare, pe terenul privat, că acum e privat. Păi terenul lui e, deja e alipit. Dumneavoastră ați tras o liniuță acolo, între triunghiul ăla și clădirea de vis-a-vis. Cât este dimensiunea și lățimea drumului? 4 metri. 4 metri e 4 conform metri. Normativelor pentru mașini de pompieri, ambulanțe? Nu, doar, și... cred că doar pentru un acces unic. Sens unic atât. Sens unic. Da, deci nu avem... Are loc o specială de, o auto specială de pompieri acolo? Cred că trece o auto specială de pompieri. Cred, nu știu. Ne-ați adus imaginea asta ca să ne arătați ca exemplu... Doar un exemplu. Doar un exemplu. Ele sunt mai multe. Oh, sunt multe. Și n-ați văzut că în fiecare ședință de... Consiliul local. Consiliul local au loc astfel de inventarie și vânzări. Nu se poate. În imagine, mai aveți o imagine. În imaginea următoare o să vedem cum duce primăria Constanța la absurd întregirea asta de proprietate. La efectiv absurd întregirea de proprietate. Domnul Tatu, nu există în România așa ceva. Să vinzi 55 de metri pătrați. De munici. 55 de metri pătrați? 55 de metri pătrați. Ce vedem aici? Deci, ca să înțelegeți în imaginea asta. E o fișiuță care pleacă de aici din ecran. 30 de centimetri. Și se duce așa. Deci doar liniuța albastră care aproape nici nu se ating cele două linii de fapt. Acolo se ating în capăt. Se ating în capăt și se despar și după aia se ating. Fâșiuța aia cea mai lată la un moment dat e de 80 de centimetri. Și în capătul dinspre stradă 80 de centimetri. Asta a inventariat primăria Constanța? Da. Dar asta nici nu trebuia inventariată pentru că din cauza unor documentații cadastrale făcute eronat, iată ce inventariază. Bună oară, mâine o să ne trezim cu cealaltă suprafață inventariată. În condițiile în care
trebuiau să fie actualizate aceste documente. Care cealaltă? Aia de la 90 de grade? Uitați-vă, între cele două hașuri galbene mai este o suprafață. O să ne trezim și cu aia mâine la vânzare. Probabil că are prea puțin și e jenant să te apuci să vinzi 4 metri pătrați. Cât ori fi acolo, în sfârșit, le putem calcula. Sunt niște oameni care muncesc la documentele pregătitoare pentru așa ceva? Pentru bucățica asta s-a întocmit o documentație cadastră. Și s-a intabulat. Păi vedeți, asta face serviciul ăla de cadastru și topografie din primăria. Ar fi trebuit să facă corecturile de limite și eventual suprafața aia să fie trasă mai în jos. De așa manieră încât cei 55 de metri pătrați să rămână în partea de sus la bulevard și să fie intabulat bulevardul. Dumneavoastră găsiți o noimă la o... Nu găsesc nimic. Este strigător la cer ce se întâmplă. Așa ceva nu există în România. Domnul tatăl, nu există în România, vă rog să mă cred. Dar de ce s-ar face așa? Nici nu știu cum au gândit. Mie mi-ar fi fost rușine să apar cu așa ceva. Dacă eu aș fi fost în continuare în această direcție, m-aș fi împotrivit. Dacă eram cu funcție de conducere, cu siguranță că nu se întâmplă așa ceva. Este un exemplu despre cum hai să treacă timpul să meargă leafa acolo în direcție? Nu știu, mi-e greu să vă spun. Dar ceea ce vedem aici este e de domeniu. E interes privat, eventual, care ar putea fi folosit, să fie satisfăcut în zonă pe tema? Mi-e greu să vă spun. Mi-e greu să vă spun ce interese sunt. Pe o fâșie de 8 și nu vreau ca să fac supoziții. 55 de metri pătrați. O fâșie de 100 de metri pătrați, 100 de metri lungime, 100 și ceva de metri lungime. Și cu o lățime de, iată, variază între 30 cm și cel mai mult 80 cm. O să o găsim vândută la un moment dat, la următoarea ședință de Consiliul Local sau da. La o ședință? Da, probabil că va fi vândută. Dar cine se cumpere asta, domnule? O vreau eu. Vă spun, o vreau. Nu, acolo îmi construiesc o șină de tren de jucărie, că încape pe 80 de cm. Cât înseamnă? 80 de centimetri? Un metru e până... Deci cam mâna mea, cam lățimea mâinii mele. Lățimea mâinii mele e cam 80 de centimetri. Lungimea mâinii, nu lățimea, că lățimea depinde de... Deci 80 de centimetri... Cel mai mult. Deci ne jucăm cu trenulețele, nu, pe fâșia mea de teren de acolo. Terenul ăla din totdeauna a fost în posesia și folosința domnului care e jos acolo cu... Dar documentația a fost făcută eronat. Domnule, documentația a fost făcută eronat. Păi trebuie să o cumpere, înseamnă, domnul. Păi nu trebuia să o cumpere, nici nu poți să faci folosință. Așa ceva. Sigur că da. Dar suprafața aia trebuia să o găsim în alte părți, pe alte laturi, înțelegeți? În sfârșit, cu asta se ocupă primăria Constanța. Cu asta, cu vânzări de astfel de chestiuni. Și acum, dacă vreți să revenim în puțin acolo, domnule, suntem singura direcție care are un serviciu care se ocupă de vânzări de teren. Nu mai există nicăieri în România. Nicăieri, m-am uitat la toate primăriile. Primăria Constanța, agent imobiliar. Are un serviciu care se ocupă de vânzări de teren. Și mai are un serviciu acolo în direcția respectivă economică de administrare de domeniul public și privat. Pe de altă parte, ni se spune că primăria Constanța nu are terenuri pe care să mai poată să facă ceva. Păi când căutăm chestiuni de genul ăsta. De-aia facem parcuri pe DN3C la marginea câmpului. De ne bate porumb un parc, geam. Și dacă tot am ajuns la discuția asta, iată, au mai fost acum în ultima ședință, că nu m-am ocupat totdeauna de chestiuni de genul ăsta. Dar în ultima ședință, în data de 28, atunci făcută pe repede înainte, au mai apărut câteva terenuri la vânzare. Unul dintre ele, bunăoară, este exact lângă acel teren care este concesionat de către marele investitor Iulius. Așa, da. S-a vândut un teren nu lângă Iulius? Vor să-l vândă, probabil că, deocamdată, din câte știu, a fost blocat această vânzare. Ce suprafață are terenul ăla? Dacă vreo 2.900-3.000 de metri pătrați. 3.000 de metri pătrați? Da. Din câte am înțeles, proiectul Iulius nu prevede nimic rezidențial. Oare de aia să se vândă terenul de 3.000 de metri pătrați? Hai, eu pun întrebări. Eu doar întreb, că de aia stai aici pe fotoliu. Adică putem să tragem... Și pe acel teren, atenție, este o stație de betoane. Care e ușor demontabilă. Care e demontabil. Și apoi stația de betoane, ce să caute în mijlocul orașului? Păi nu, stația de betoane caută în mijlocul orașului, ce a căutat de când e acolo. Bun. Da, 3.000 acolo, de metri, 3.000 de metri pătrați lângă un proiect care se vrea a fi oraș în oraș, dar așa. Care nu va avea apartamente și case. S-ar putea să aibă apartamente. Ce de blocuri pot să răsară în vecinătatea lui Iulius? Clar. Exact. Frumos? Aveți încredere.
Super, domnul Cucoare. Vă rog să vă mai faceți temele pe alte subiecte, pentru că sunteți un om extrem de riguros în ce faceți. Și să ne mai aduceți în atenție astfel de lucruri, pentru că așa învățăm și noi, și eu, și toți oamenii care se uită. Nu, dar o consideră datorie ca cel care cunoaște anumite lucruri, să știți că nu o fac din răutate sau ceva. Sau dintr-un... Ci pur și simplu, chiar cred că trebuie cumva să dezvoltăm orașul ăsta. Și trebuie să ne conducă niște oameni de bună credință. Cine? Asta e singura de chestie. Cine, domnul Cucoare? Nu știu, dar eu mizez pe bună credință. Dumneavoastră ați văzut în toată pleiada asta de potențiali candidați la primăria municipiului Constanța? Vă întreb, că acum am ieșit din subiectul tehnic. Ați văzut în toată pleiada asta de potențial candidați un om care să vă facă cu ochiul măcar, sau să vă dea măcar impresia că nu v-ar păcăli cum v-ați simțit păcălit de Virgil Chițac în 2021? Nu-i cunosc. Nu-i cunoaștem. Sunt convins că sunt. Eu cred că și domnul Făgădău era mai de bună credință. Cred că cel puțin asta e senzația mea. Și buna credință ar trebui să fie în principal primul criteriu, spuneți dumneavoastră, pentru alegerea. Dom'le, un om care nu trebuie să gândească neapărat la el. Trebuie să gândească că binele pe care îl face celuilalt e și binele lui. I se întoarce. Doi ani de zile am stat și am inspirat praf și am vorba aceea. Cui a folosit? Nimănui. Eu vă întreb pentru că tot încerc să creez cumva, să creionez împreună cu invitații mei de pe Canapeaua Verde un profil al ceea ce ar trebui să fie cel care să ne conducă pentru următorii 4 ani. Și de-aia criteriul nostru înțeleg că este buna credință. Și atunci, cum identificăm buna credință? Da, noi, oamenii care suntem cu ștampila în mână, cum identificăm buna credință? Dom'le, până la urmă, omul sfințește locul. Și cred eu că foarte important este ce are în spate. Ce a simțit în viața, înainte. Ce a făcut el în viața lui. Ce lasă în urma lui. Votăm un tânăr. Vorba cântecului. Ce am iubit, ce am mâncat și ce am strâns în brațe. Nu, dar dacă un tânăr nu are în experiența lui, în tolba lui, nu are adunate niște... un proiect făcut. Știți? Deci trebuie să punem pe cineva care arată că a fost în stare să facă ceva. Nu, să facă un proiect. Să facă un lucru de la cap la coadă. Nu neapărat vârstă, dar experiență. Vârsta e importantă, să știți. Vârsta e importantă și nu poți să aduni. Dom'le, dacă nu v-ați pus odată întrebarea și dacă n-ați analizat puțin cum crește frunza și cum cade ea toamna, cred că nu ești pregătit în a ajunge primarul unei localități. Un aspect. Al doilea, dacă nu știi să mânuiești o mașină, și nu știi să strunești ceva, un avion, o motocicletă, o bicicletă. Un pluton, un regiment. Orice. Dom'le, nu ești în stare să conduci. Avem contraamiral de flotilă pe post de primar. Nu știe să strunească o mașină, un regiment, un pluton. Nu știu, mi-e greu să vă spun. Am auzit că nu, lucrurile astea nu sunt foarte ușor de făcut. Sunt lucruri în viață pe care dacă nu le-ai făcut și dacă nu le strunești, nu poți fi un mare conducător. Vă întreb pentru că produsul politic Virgil Chițac așa ne-a fost vândut. Are un CV impresionant. Da. Asta ne-a fost vândut. Ne-a fost vândut un produs politic, un CV, o imagine a liderului autoritar și eficient și care e învățat cu de toate. Eu am pățit-o, știu. Deci știu cine este. Cine domnul este? Primar. Domnul primar. Nu. Elegant este să nu vorbesc despre dumneavoastră. Nu cred că trebuie. E 10% din CV? Sau care e procentul din CV care se regăsește în persoană? Adică imaginea cu omul. Nu știu, nu sunt în măsură să-i fac lumnealui portretul și nici să-l analizez. M-am gândit că poate vreți să dați un procent. Nu, nici cum. Dar a sfințit merită... locul? Că spuneați că omul trebuie să sfințească locul. Păi am văzut ceva făcut. Iată, numai aceste contracte dovedesc, risipă. Cum să spun, risipă, timp pierdut. Adică eu mă leg de un singur lucru. Ai în instituție oameni, le iau niște echipamente și fac toate lucrările cu ei. Dacă nu, atunci desființez
serviciu și externalizez totul. Și tot eficientizez ceva. Și eficientizez ceva. Nu? Deci sunt două lucruri cu care trebuie să lucrez. Pentru că așa se lucrează. Am înțeles. Sper ca mai mulți oameni precum dumneavoastră, cu experiență în diverse domenii și cu cunoștințe în diverse domenii, să înceapă să se uite la ce se face în orașul ăsta și să iasă în față. Ieșiți în față. Dacă știți și vedeți ceva care nu e ok, veniți în față. Canapeaua asta verde din fața mea vă stă la dispoziție. Mănâncu Coară, vă mulțumesc mult pentru dezvăluirile de astăzi. Sunt sigur că o să fiți foarte urmărit și distribuit în Constanța, pentru că oamenii au nevoie să vadă astfel de lucruri. Vă mulțumesc. Și vouă, dacă ați rămas până la final, mai dați o dată emisiunea asta de la început, uitați-vă cu și mai multă atenție și gândiți pentru voi. Și spuneți-le prietenilor și familiei, dați emisiunea asta mai departe cât de mult puteți, pentru că doar așa ajungem împreună să deschidem ochii. Între alb și negru, sigur, există și lumină și echilibru. Vedem ce găsim săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!